Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat s-a adresat în instanța de judecată în legătură cu absența de la locul de muncă a primarului de Bălți, Renato Usatăi. Instituția încearcă să anuleze decizia Consiliului Municipal, care l-a delegat în Federația Rusă pe Usatăi în scopuri de serviciu, pe un termen de 60 de zile. Reprezentantul Cancelariei de Stat afirmă că pentru a beneficia de deplasarea de serviciu, Renato Usatăi trebuie să aibă o invitație personală, adică este vorba despre o invitație din partea gazdei. Din informațiile prezentate de Cancelarie, primarul de Bălți nu are această invitație. Din această cauză, instituția s-a adresat în judecată. În cazul în care decizia Consiliului Municipal va fi anulată de magistrați, oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, aflat în subordinea Partidului Democrat, ar putea declanșa mecanismul de demitere a primarului Renato Usatăi. Specialistul principal al Direcției Juridice din cadrul primăriei, Valentin Fediuc, spune că reprezentanții Cancelariei au interpretat eronat legea. El a precizat că deplasarea lui Renato Usatăi este legală. E precis, este vorba de punctul 9 din regulamentul privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova în străinătate, care de fapt descrie două situații când poți fi delegat salariații în străinătate. Deci în privința ce țin special de primar, el poate pleca la decizia Consiliului Municipal Bălți în străinătate fiind delegat în baza proprii inițiative, cât și în baza unor invitații. Deci sunt două situații, propria inițiativă și invitațiile. Oficiul teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, când a notificat ilegalitatea, a considerat că aceste două situații urmează a fi privite ca una singură. Valentin Fediuc a făcut trimitere și la codul muncii. În opinia juristului, acesta i-ar permite primarului, prin susținerea Consiliului Municipal, să efectueze aceste deplasări de serviciu. Din care motiv a fost emisie mai multe decizii a Consiliului Municipal? Păi este foarte simplu. Codul muncii permite delegarea pentru o perioadă de maxim 60 de zile. Ulterior, la decizia Consiliului Municipal, această perioadă se prelungește. Primarul de Bălți, Renato Usatăi, se află mai bine de un an în Federația Rusă, nu doar în scopuri de serviciu. În campania electorală pentru alegerea președintelui în toamna anului 2016, Usatăi a fost nevoit să părăsească țara. Motivul invocat de el ar fi numeroasele dosare penale intentate pe numele său la indicația oligarhului Vladimir Plahotniuc. A trecut deja un an, însă dosarele fabricate pe numele lui Usatăi nu și-au găsit o finalitate.